Una dintre temele de atac din campanie și din pre-campanie a fost faptul că nu sunteți un candidat, să spunem, pur sânge român cu Escu, cum ne-am obișnuit până acum. Cum comentați? Acum, eu vă asigur că sunt un cetățean român pur sânge, dacă ați folosit această noțiune. Sigur, sunt etnic german, nu este niciun secret, dar sunt cetățean român și am numai cetățenia română. Nu mi-am dorit și nu voi avea altă cetățenie.